Da, la apel, Alex Arambașa, prietenul nostru care se ocupă și de culoarea și uneori coafiurile mele și ale Simonei Mușuroi și mulțumim pentru această colaborare reluată după ceva timp. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bună dimineața! Iată, ce serios sunteți, și... așa... Sunt serios în dimineață, da. Păi, când da. Facem treabă serioasă, suntem serioși. Așa păi, sunt, da. V-am văzut și într-o filmare, domnul Arambașa, cu sacou, frumos, așa se, mai nou, așa se aranjează. Cu sacou, da, da. Aveai, așa se poartă, da. Așa, nu, faci la păr, da, la noi n-aveai cum, aici cravat. E prea cald. E cald, da. Da? Ți-ai adus și un model? Da, este, modelul este chiar colega mea. Da? Da. Care lucrează împreună cu tine. Care lucrează împreună cu mine, da. Și microfon să ne da. Și apă dimineața. Bună dimineața. Cum te da? Cheamă pe tine? Mine cheamă Elena. Ești foarte frumoasă. Bună dimineața, bun venit. E, să o vezi după ce o să o aranjeze, Alex. Da, haide pă, să... Asta e. Am deschis microfonul și să vedem... ești și tu... Da, cu lucrez împreună cu Alex. Da. Foarte frumos. Ne așteptăm să vedem cum o să mă fac și eu la păr de 8 martie mâine. Da, vrea și eu o împletitură. Bucle ceva. Bucle, bucle, da, bucle, mersi. Ce... Afro, așa, afro. Cu ce ai venit astăzi? Cu ce idei? Cu ce idei? Păi ai, trebuie să-i facem ceva, un smart casual la ținuta pe care o poartă. Da. Deci să zicem că ar merge la birou, nu? Sau fel, undeva da. la muncă. Și trebuie să facem ceva, să ne adaptăm tendințelor 2017, să arate bine. Aud mereu spun, se poartă bob. Nu, nu se poartă bob, e ca și cum ai spune, se poartă să ai mâini. Nu, se poartă să știi să porți bobul. Deci în funcție de liniile care se poartă în sezonul respectiv. Dar cum bobul, dacă este, zicem, de purtat, se tot poartă de ani de zile. El este, și mine, el există. Ce-mi fac eu atunci când știi că mie îmi crește părul și la un moment dat mi se pune da. Și mă tund. Și mă tund bob. Ai, ăla-i bob. Ăla-i bobul. Adică așa cum urmează linia feței și vine așa cumva. Da, e o formă triunghiulară. Da. Care se da. Zicea odată, mă tund pe colț, ceva de genul. Mă tund pe colț, da. Sau cu castron, așa. Nu, cu castron. Nu. A, era bun. Să aibă colț. Nici chiar să știi că pe mine mă tundeau verișoarele mele când eram mică. Castron. Bob. Nu, era bob. Îmi făceau așa la spate un V și după aia îmi făcea și V-uri așa aici. Adică trebuie să lăsăm... tot purtat. Să încep să lucrez. Da, ne tot țipă gata. Simona în cască aici, că trebuie să te apuci să lucrezi. Nu e problemă. Dă-mi, te rog, microfonul să nu te încurce. Pentru că nu o să avem timp până la final de rubrică să o vedem pe fată făcută frumos, nu? O vedem făcută frumos, da. Și spuneai despre tendințele anului 2017, chiar dacă mereu tendințele sunt legate și de ce-ți stă bine. Tot timpul de ce-ți stă bine. Da, care sunt totuși liniile anului? Se poartă personalitatea, se poartă părul, se poartă textura. Dacă stăm, eu tot timpul urmăresc prezentările de modă și acolo putem să ne prindem și să ne dăm seama inclusiv la păr care sunt tendințele. Deci se poartă textură, personalitate foarte multă și să nu-ți stea la fel astăzi ca și mâine. Stai un pic, o să mai vorbim, că ne-ai băgat un pic în ceață, dar vreau să spun, mâna cu care vorbești tu acum, s-o folosești acolo, la păr. Da. Așa, bine. Pe care o folosești la vorbit, dar o folosești... Da, dar cu o mână vorbești și cu o mână fă la păr. Așa, da, da, sau da, fă cu ambele. Da. Hai să o luăm așa pe bucățele, că ne-ai băgat un pic în ceață. Păr cu textură. Adică... Ce-o fie aia? Păi uite, o să vedem acum la final. Adică te referi și la să fie părul îngrijit? Părul oricum e îngrijit. Păi nu e oricum. Dar textura nu, textura este, îi creezi textură, este felul în care se așează părul după. Deci chiar sunt niște produse care te ajută să oferi textură părului. Am înțeles. Acum, să nu stea părul astăzi cum o să stea mâine. Cred că nimănui nu-i stă părul astăzi cum o să stea. Mie sigur nu. Da, dar din ce facem asta? Dintr-o tunsoare bună? Nu neapărat dintr-un soare. Nu neapărat dintr-un soare, din aranjament, din styling. Deci ce tunsor se poartă? Nu există ce tunsor se poartă. Tunsorile sunt. Felul în care aranjezi părul pune în evidență tunsoarea, culoarea, fața și personalitatea persoanei. Da, dincolo, eu știu că sunt
aceste sfaturi sunt cu siguranță bune de luat în seamă, indiferent de ce an este. Însă sunt niște tendințe, cum sunt și culori, care iarăși se poartă verde bine. Dacă mie nu-mi place sau nu stă bine cu verde, nu o să port. N-ai cum să-l porți dacă nu stă bine cu el. Aici care sunt? Se poartă părul lung. A fost o perioadă în care s-a mers mult și mie îmi place tendința asta, mi-a plăcut. Cred că se mai păstrează și asta cred că mereu va rămâne. Ceva să pară așa neîngrijit, mai natural. De acolo te duci undeva la textură, acolo e textura, despre asta vorbesc. Se pare natural părul, se pare că nu l-ai luat și l-ai stresat și l-ai finisat. Aha, wild, părul așa? Mai natural. Da, să nu stea așa. Gen ustoc? Fără niciun, de cam așa, fără acest cu fire care nu se mișcă, totul e bine finisat. Ah, da. Să fie așa, ori mai... să fie frumos layer, ori să fie foarte bine finisat, ori textură, deci... Nu între. Exact. Păr lung, păr scurt, iarăși, bine, ține de forma feței și de alte aspecte, dar ca tendință, ce, spre ce se merge? Păr lung, păr scurt? Păr lung tot timpul se va purta. Da? Părul scurt și el se poartă și tot timpul se va purta. Iar mă întorc în subiect. Deci e important linia pe care o dai, linia pe care o oferi părului. Deci nu poți să spun, azi nu o să-ți poartă părul scurt, pac, toată lumea trebuie să se tundă. Nu e adevărat. Și părul lung poți să-l așezi foarte bine și părul scurt poți să-l așezi foarte bine. Da. Ideea este să adaptezi. Culori? Vine vara. Nu? Se poartă culorile vii. Vine deja vara, ne mișcăm. Schimbă și Alina culoarea. Este foarte importantă deja culoarea. Deja s-a îmbrăcat de vara astăzi, numai. Este foarte importantă culoarea. În spațiu, o formă este modificată datorită culorii, pentru că creează anumite umbre. Trebuie să te încadrezi, zice Simona, realizatoarea, în 13 minute. Da, avem timp, avem timp. Oricum, dacă n-o să fii gata... Ceva tot o să vadă telespectatorii. Poți rămâne și pe subiectul următor când vor veni copii să ne cânte. Tu poți să-ți păstrezi colțișorul acolo, așa că eu zic să lăsăm omul să-și facă treaba. Are și el o mână cu care mai și vorbește acum, ce să facem? Ce ziceai de culori? Deci culoarea, în spațiu o formă este modificată de culoare. Culoarea, pentru că creează o anumită umbră. O formă poate să fie mai mare sau mai mică în funcție de culoarea pe care o apuc. Nu, Alex, tu așa ești tot timpul dimineața? Da. Hai să traducem acum. Google adică, Translate. O formă, tu ai înțeles? Eu oricum eram absent. Hai să mai încercăm o dată. Ia să-i dăm și... mai spun o dată. Elena. Elena, ia încearcă tu, că ești femeie. Poate o reuși să ne lămurești mai bine. Hai să vedem. Alex, mai zi o dată ce ai zis. Deci, repetăm? Așa, hai, repetăm, tu zici și ea traduce. Pornim de la culoare. Pornim de la culoare. Da. Deci, în spațiu, într-un spațiu. Spațiu, ăsta e un spațiu. Ăsta e un spațiu. Așa. Și există o formă. De exemplu, o formă este capul Elenei, da? Așa. Da. Eu pot să-i... Deci, faptul că eu îi fac o culoare cu un anumit reflex sau o anumită tonalitate, anumit ton, eu pot să-i măresc sau să-i modific forma în funcție de asta. Hai, ca e mai explicit. Da. Adică deja ne ducem într-o formă de relativitate și, în fine, da, nu. Da. Am înțeles acum, care sunt, Elena, hai să mai vorbim și cu Elena, care sunt cerințele doamnelor, domnișoarelor în perioada asta, cu ce idei vin pe la salon? Majoritatea doamnelor, cred, și din cauza faptului că vine vara, vor o schimbare și vor culori deschise. În 5 minute. Culori naturale. Da, au fost 13 minute. Acum da, acum 13, 5. Vezi, nu există timp și spațiu. Da, nu există, te da. Rugăm, Elena. Culoare. Da, majoritatea doamnelor din cauza faptului că vine vara, vor o schimbare, vor culori mult mai deschise, nuanțe naturale, de la un blond mediu până la deschis, depinde fiecare cum. O întrebare care mă privește direct, pentru că așa cum spuneam, săptămâna viitoare o să-mi schimb și eu culoarea. La fel și eu simt asta, când e mai, parcă nu mai reprezintă culoarea închisă, acum când o să se facă mai cald. În același timp, pentru noi urmează o schimbare de grilă, aici vă pregătim surprize și am zis că se potrivește și schimbarea mea de look pentru asta. Ce a mai apărut în materie de decolorat pentru a proteja părul, Alex? Sunt anumite produse, dar nu cred că putem să le spun. Nu spui numele, da. Dar sunt, adică s-au mai schimbat lucrurile sunt, aici. Da, aici s-au salvat. Sunt foarte multe produse, unul din produsele pe care eu lucrez, care este pe bază de tratament, arată părul și se simte și el este mult mai sănătos după decolorat
față de cum a fost înainte. Dar acest tratament trebuie urmat cu regularitate, adică te-ai decolorat mai Nu, nu este să-l faci acasă. Niciun caz, nu. Dar mai vii la, adică e recomandat dacă te-ai decolorat și ai un păr mai, cum am eu, firul mai subțire, să mai vii la salon așa o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Asta tot timpul este, da, bineînțeles. Prevenția e cea mai ieftină acțiune pe care o faci. E, da, clar, tot timpul este bine să faci treaba asta. Că părul este mult mai sănătos față de cum ar fi dacă l-am decolora convențional, asta este altă problemă. Dar este un tratament până la urmă. Tratamentul ăsta se bazează pe colorarea părului, deci nu decolorarea părului, toate procedele pe care le faci atunci când colorezi părul. Dar, pentru că este un tratament, noi îl aplicăm atunci când decolorăm. Atunci părul este cel mai stresat, firul de păr. Cum convinge o cucoană care, o doamnă? A întrebat el înainte, dar intru și eu la discuție, da. Și noi am zis că ce-o fi avut în minte, am zis, stai și tu acolo, stai și ia, uite, da, puteam să stau acolo. Da, hai. Care vine, e foarte pornit așa, pe o anumită frizură, pe o anumită coafiură. Și tu vezi de la început că nu o să-i stea bine treaba aia. Aici nu-i vine. N-ai cum să-i spui din primul. Aici e consiliere, asta înseamnă profesionalism. Corect, da. Și atenția la detalii pentru noi trebuie să fie foarte importantă. Trebuie să-ți dai seama, trebuie să fii un bun psiholog și să-ți dai seama ce anume vrea să schimbe persoana respectivă. Corect. Și trebuie să iei și să porți o discuție foarte bine și foarte elevată. Și mai pe departe așa, ca să nu... Și să ajungi în punctul că nu trebuie să-ți faci schimbarea aia dacă nu-i stă bine, dar nu trebuie să-i spui, auzi, nu-ți va sta bine cu... Da, că ea nu, trebuie să-ți dai seama unde este damage-ul, să rezolvi și la final concluzia pe care o tragi, să fie una bună, să fie împreună, adică nu... Uite, nu stă bine așa, trebuie să te faci asta ca să sporte și corect, așa corect, cred corect. Eu. Nu, că de obicei am văzut că se inspiră doamnele de la... colege de serviciu, de la doamne se influențează, pe stradă, oamenii se influențează de la televizor, ușor, da, și zice, uite ce bine stă el, hai să încerc și eu. Dar n-are nicio legătură, forma feței, atitudinea, toate celelalte cu acea coafură care stai că dau din casă. E inspirată, zi. Asta pentru că ne cunoaștem, cu siguranță ne cunoaștem de mult, suntem și prieteni, eu și Alex, așa că ne permitem. Cu mine n-a urmat procesul ăsta, m-am dus eu cu o poză așa, vreau așa, nu te fac. Deci asta a fost consilierea. Bine, după, acum, da, total, ne-am permis noi să facem. Noi ne permitem glume. Și după am făcut asta. Adică am așa dezbătut, da. Da, am dezbătut, de ce? Și eu venisem cam îndoit așa... Păi, sunt niște negocieri pe care nu le simte, eu știu, clienta respectivă. Dar tu oricum trebuie convins, adus acolo unde trebuie vrei. Trebuie să aduci într-un punct, exact. La un moment dat este munca ta și trebuie să arate bine. Bineînțeles, da. Sigur. Vreau o schimbare și la final va fi bine. De ce? Pentru că a înțeles ideea, a înțeles cum stă treaba și de ce nu putem să facem lucrul respectiv. Dar trebuie discutat. Da. Și aici trebuie să te pliezi pe fiecare gen de personalitate. Adică, din punctul meu de vedere, asta înseamnă profesionalism. Să știi cum să pui punctul, să spui punctul de vedere și să știi cum să abordezi subiectul. Apropo, și sunt situații speciale în care, să zicem, mergem la o nuntă și nașa, apare câte o nașă, fratele meu de te închin, cu cine știe ce de ăsta palat, castel în cap. Și multe sărmăluțe cu care, cum să spun eu, dau grav, rău, te sperii, nu știi pe unde să te ascunzi. E, în situația asta, fiind o coafură așa de ceremonie, de nu știu ce, aici n-ai, cred că ești fără cuvinte. Dacă doamna... Dacă ele se simt bine, nu știu, am învățat o chestie, că nu e bine să judec. Dacă se simte bine și dacă așa a simțit să facă lucrurile așa e. Și emană o energie pozitivă pentru interiorul persoanei respective și pentru lumea din jurul ei, asta înseamnă că e bine. Da, cu noi ce are de nesperie? Adică să chestia știi că e... asta voiam și să zic, sigur. Sunt de acord cu Alex. Contează până la urmă și... Contează și starea, exact. Așa e. Că dacă nu place celorlalți, mie mi se pare că și... E o discuție mult mai lungă aici, da. Pentru că depinde și de, cum să spun eu, de educația doamnei respective și exact. publicul, clienții trebuie educați într-un anumit sens. E adevărat, sens. Dar știi că sunt acele doamne de care sunt coafeze de 20-30 de ani. Da. Și știu să facă niște au 20 cocuri de cocuri. Nu prea mai schimbă stilul acum. Da. Și sunt la fel cliente care de, nu știu, 10-15 ani merg la acea doamnă.
cu greu o să iei o clientă de acolo, să o duci la Alex, care Alex doar are, dacă nu schimbă viziunea. Are o altă viziune, da. Și atunci... Da, sunt și mai multe categorii de hairstylist, de coafor. Sunt coafori care sunt coafori și pui să facă coafură în salon. Sunt hairstylist avantgardiști care nu o să-ți facă niciodată un coc să ți-l reproducă la fel și nu o să-ți facă niciodată un buc cu 10 cocuri. Un stilist avantgardist tot timpul va improviza, tot timpul va face, se va adapta. Corect. În funcție de starea ta, în funcție și de lui. Și a lui și de evenimentul. Te dai după el automat, nu te duci acolo. Și aici cu ține de cum pricepe clientul lucrurile. Băi, mă duc, știu că îmi dă mie personalitate, mă simt bine, se pliază pe corect, corect. Eveniment sau eu vreau cocul ăsta, ăsta mi-l faci și am încheiat tot bâlciul. Ce e avantgardist? Mă interesează ce spui tu. Da, pentru băieți ce sfaturi ai, știu că mai avem foarte puțin timp, însă o să facem, eu zic, dacă mai ai nevoie de timp, Alex, putem să facem și un lucru. Nu, e ok. Nu. În 5 minute maxim. E bine, da, da. Băieți, bărbați, ce linii, ce se poartă? Se poartă părul aranjat. Se poartă să se simtă bine, se poartă să-i stea bine, se poartă să nu epateze, să nu iese din comun. Depinde unde se duce, dacă depinde jobul pe care îl are. Chiar dacă personalitatea lui e una mai rebelă, mai nonconformistă, dacă are un job de birou, nu poate să se ducă cu părul așa, ca la club. Exact, dar asta foarte mult impactul ăsta da, pe care rămâneți lângă noi, dragii noștri, pentru că mai încolo, mai spre final, o să arătăm această coafiură aranjată. Poți să stai să-ți faci treaba. O să urmeze niște copii foarte frumoși care o să cânte la noi la emisiune. Dar în minutul de frumusețe până una alta cu Simona, care a fost la Târgul de Nunți, o întâlnire cu designerul Adina Constantinescu, o întâlnire și cu Loredana, apoi vin copiluții care ne cântă, Alex își face treaba și vedem finalul. Dacă sunteți curioși, rămâneți cu noi să vedeți finalul coafiurii.